Certificatul european pentru COVID-19 e aproape de a deveni realitate. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, susține că se lucrează la ultimele detalii pentru implementarea certificatului și el va fi gata de la 1 iulie. Documentul va fi valabil pe tot teritoriul Uniunii Europene. În linii mari, vorbim de trei elemente distincte, de vaccinare, de prezența unui rezultat pozitiv în ultimele 72 de ore și de prezența unui rezultat negativ în ultimele 72 de ore sau un rezultat pozitiv în ultimele 180 de zile. Cam acestea sunt certificate, cam acestea sunt lucrurile care vor fi dovedite de un certificat digital european pentru COVID-19. Are avantajul de a facilita transferul persoanelor la punctele de trecere vamală și prezintă de asemenea garanții că documentul prezentat de respectivele persoane este un document valid, este un document ok și acceptat de către toate statele membre. România îl va avea gata la 1 iulie, așa cum am promis, însă am dorit să intrăm în alte detalii suplimentare luni sau marți, când o să comunicăm în totalitate pe acest subiect. Există un regulament european care a fost publicat și noi trebuie să ne aducem la zi legislația în vigoare în conformitate cu prevederile acestui regulament. Sunt chestiuni noi din punct de vedere legislativ și practic trebuie create. Va fi cel mai probabil o ordonanță de urgență. Se lucrează, cum vă spuneam, de câteva săptămâni bune deja. Nu era o chestiune nouă. Noi ne-am pregătit din timp, au fost făcute inclusiv teste cu gateway european. Deci din punct de vedere tehnic, din punct de vedere legislativ, suntem în grafic, însă se lucrează efectiv la ultimele detalii.